Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la Time Out. Time Out, o emisiune care astăzi îl are invitat pe Daniel Chiriță. Bună, Chiru, și bine ai venit în cadrul emisiunii. Bună seara, bine v-am găsit. Îl cunoașteți pe Daniel Chiriță, este chiar legenda lupilor, cel care, stimați telespectatori, chiar în ziua în care împlinește 50 de ani, ceva rotund, ceva o jumătate de secol, reprezintă pentru oricine ceva. El s-a gândit ca de obicei și la noi, cei care l-am urmărit pe parcursul întregii activități sportive, fotbalistice, și organizează cea de-a cincea ediție a turneului Old Boys Legenda Lupilor, eveniment care se va desfășura în acest an pe arena principală a orașului, pe stadionul Ilie Oană, dar mai multe despre toată această aventură a lui Chiru o să-l las pe el să vă spună. Parcă ieri a fost prima ediție, cea de la Olimpia, ai avut invitați de seamă atunci, ai avut echipe mari, ai avut Rapidul, ai avut FC Argeș, FCSB-ul, ai avut pe Dinamo, ai avut Naționala Artiștilor cu niște meciuri fascinante, parcă le-ai dat cu Bobby, toate s-au terminat târziu, pe la ultimele minute, și în care ai apucat să joci și pentru Petrolul, ai apucat să joci și pentru Naționala Artiștilor, și pur și simplu lumea, foarte multă, care a fost prezent atunci la sală, te-a aplaudat la scenă deschisă. Spune-mi, te rog, cum faci ca în vremea asta care trece așa, practic timpul zboară, tu practic nu îmbătrânești? Toată lumea îmbătrânește. E adevărat, dar nu se vede pe fața ta. Am albit. Da. Datorită faptului că sunt în activitate tot timpul. Da, sunt cu copiii mei la școală de fotbal, mai merg și la sală, la sala de fitness, unde mai lucrez de 2-3 ori pe săptămână. Am stat 2-3 ori? De 2-3 ori pe o săptămână de 3 ori merg. Da. Am făcut pauză că mergeam zi de zi, acum am mai rărit-o. Da, pentru că nu mai am timp. Sunt fizic, da. Nu da, fizic, da. Sunt ocupat dimineața antrenamente, după masă antrenamente, și mi-e greu. Sunt epuizat puțin fizic și eu măcar de 3 ori pe săptămână am zis. Și ce vă tragi de fiare? Ce faci acolo? Da, lucrez anumite grupe de mușchi. Da, lucrez astăzi pieptă, mâine sau a treia zi când lucrez eu, lucrez spate, pomul, lucrez umeri, diferite forme de. Important este abdomen. Că te simți da, bine. Sunt chiar bine, mă simt bine, am analizat toate ok, am fost și mie le fac în fiecare an. Testul de efort, testul de inimă, toate chestiile astea le fac, la sânge, la. Și cum ai un om care se ocupă de tine sau nu, singur lucrezi? Singur. Lucrezi singur. Sigur, am învățat. Am avut om înainte. Am înțeles, în 2017, care s-a ocupat de tine. Când am ieșit pe coperta MSL, a stat Costin Linca de mine. Deci la vârf. A stat 6 luni de mine top. Adică și te-a făcut top. Deci făceam 2 antrenamente pe zi, dar erau ceva. Da, s-a vândut bine revista aia atunci și toți prietenii de aici discutau despre performanțele tale, pentru că erau, într-adevăr, era o performanță. Spune-mi, revenind la evenimentul care va avea loc duminică, tot Adi se ocupă, Troșenko, de acesta? E lângă mine, nu e lângă tine. E lângă mine, dar el a avut un eveniment acum un weekend, duminica care a trecut acum, la muzeu. Dar e lângă mine pentru că e prietenul meu. Și practic îți organizezi singur această gală? Da, am organizat, da. Sunt că te-ai făcut și organizator. Păi nu, păi și la prima ediție... Cam tot fost, tu. Tot, da, el a venit cu partener ca lângă mine, pentru că are și el în lumea sportului, cunoaște foarte mulți jucători și... Și are, nu numai jucători. Da. Și persoane, lumea, influente, persoane influente. Mi-aduc aminte că atunci ai făcut conferința aia de presă la Ilie Oană, în care au fost prezenți seniorii Petrolului, au fost cuvinte frumoase vorbite despre tine atunci. A fost un eveniment ca princeps, așa, ca să vorbim. E un promotor. Un promotor de calitate. De calitate care și-a pus aprenta de la an la an la noi în România. Ai emoții pentru ziua de duminică? Nu. Nu. Da, au trecut emoțiile. Au trecut, da? Da, au trecut. Bine, cu toate că să știi că se spune că după 50 de ani trec emoțiile, dar acum tu ești la 49. 49. De-abia duminică ești pe ziua mare. Spune-mi, te rog, care sunt echipele invitate duminică și dacă ai vreo surpriză care să o divulgi acum? Păi o să fie Old Boys Petrolul, un fost jucător de la echipa noastră, de generația care am fost eu, cu 2-3 prieteni în acea echipă, care sunt lângă mine tot timpul, gen Ene Costin, știi foarte bine, care e un prieten adevărat și mă ajută necondiționat la baza mea sportivă, da?
Wolfsburg Rapid, vin Național Artiștilor și în premieră o să fie Atletico Floreasca, echipa mea de unde joc eu la Wolfsburg București, când în seara asta avem meci. Da, deci... Să le spunem telespectatorilor că emisiunea este înregistrată ieri, adică luni, și că de aceea și nu prea am ce să vorbesc la zi despre Petrolul, decât poate eventual ce a fost și ce va fi. Este în partea a doua emisiunii toată treaba asta, dar să speculăm puțin și asupra acestei echipe, de unde până unde ai ajuns tu la această echipă bucureșteană? Acolo joacă Tamaș, joacă Carabaș, joacă Tudoran, joacă cine mai, Senin. Sunt mai mulți jucători, foști jucători, peste 40 de ani, care e un campionat... Tare. Pe 12, două serie, 12 echipe cu 12 echipe. Sunt foști jucători. Și să bagă, joacă 11 să bagă 11, osul? Să bagă osul, serios. Materiale, da? De exemplu, a jucat în tur, ultima etapă, cu echipa unde gen în Lobonț, Raț, Maftei. Dar unde jucați, mă? Geraldo. Se joacă echipa asta, oare... Sunt mai multe echipe. De exemplu, noi avem terenul la Sămurcaș. Jucăm apropiere de Buftea. Un teren sintetic, nocturnă. În seara asta, la 7:30, avem meci acolo. Da, la Sămurcaș. Noi acolo avem terenul. Acolo am chiriat 4-1. Și e lume acolo? Adică vine lumea la meci? Vine să, de exemplu, se joacă, că l-a jucat Atletico Floreasca cu... Otopeni, că echipa din Otopeni e formată din jucătorii ăștia care v-am spus eu. Cu numai, așa. Da, cu Cernat, cu Diniță, cu... Da, e numai fotbaliști. Da, deci chiar numai... Și lumea chiar e prezentă. E avidă după genul ăsta de... Da, vin și din media foarte mulți... Vin, se ocupă, da, da, pentru că mai ia cât un interviu, mai zice una alta. Da. Cum ai reușit organizarea acestei gale pe Ilie Oana? Am solicitat la Clubul Sportiv Municipal, da, am făcut o cerere, de am plătit chiria, că așa e normal, plătește o chirie, și mi s-a aprobat, pentru că e pauză competițională, joacă echipa națională și am avut noroc. Deci s-au legat toate foarte bine. Adică... Exact de ziua ta, da. Petrolul să nu joace, să fie în campionatul oprit. Interrup, da, și să vină toți jucătorii și care... Și să se alinieze planetele pentru exact, tine, ca să spun chiar așa. Nu, chiar Dumnezeu mă iubește. Te-ai iubit, sigur că da. Păi, zi-mi care e treaba, că înainte știu că nu prea aveai intrări la chestii de genul ăsta, să joci. Nu, am mai jucat pe Ilioană. Păi ai mai jucat pe ei, dar nu prea puteai să organizezi păi așa. Era în timpul campionatului sau... Și asta era... Da, a fost o problemă, că nu poate să-ți dea stadionul când se joacă Petrolul sau meciuri internaționale, cum juca România sau Naționala de Tineret, nu știu ce mai jucat pe aici. Îmi aduc aminte la conferința de care spuneam, la acea ediție numărul 1, acum... 6 ani, la prima ediție, la conferința de presă de la Ilie Oană, prezent fiind în sală, seniorul Mircea Dridea a avut niște cuvinte foarte frumoase despre tine, despre evenimentul în sine și a spus atunci, și țin minte perfect, că poate că ai meritat și tu o despărțire oficială de Clubul Petrolul, un meci de retragere care să fie, spune-te rog, îl asimilez cu evenimentul de duminică? Sau încă mai aștepți ca cineva de la Petrolul să-ți organizeze așa ceva? Nu aștept de la nimeni. Sunt deja... A trecut vremea. Da, a trecut vremea. Probabil că o să fac o retragere, probabil că vreau să fac o retragere într-un cadru restrâns cu foști fotbaliști, o să-mi organizez. Unde? Tot pe Ilie Oană, da? Dar vreau ceva doar nu între fotbaliști, și doar cu două echipe. Da? Am înțeles. Da. Probabil că o să fac și chestia asta. Și de ce n-ar fi chestia asta apanajul Clubului Petrolul? Adică ei să fie cu propunerea, ei să fie cu... Te aștepți la așa ceva? Ar fi o surpriză prea mare? Nu e surpriză prea mare, dar la situația care e acum Petrolul și grijile care le-au, e greu să fac eu chestia asta la momentul respectiv. Probabil că o să vină. Probabil că o să vină zile mai bune unde cei din conducerea clubului să se gândească și la chestia asta. Da. Academia ta de la bază, de la Olimpia, cum mai merge?
Suntem în dezvoltare foarte bine, avem un teren de Liga 1. Da, în fiecare an sunteți în dezvoltare. Da, păi da. Ați crescut. Am cum, de exemplu, am la noi la Academie s-au făcut camere, cazare pentru copii. Am câțiva copii care i-am adus de afară, copii din Africa, plus copii de la noi din județ care nu poate să facă să parcurgă distanța asta, că sunt 34 de kilometri, îi ținem aici cu mâncare și cazare. Tu ce ești? Practic ești constituit ca un ONG, nu? Da, ONG. Și chestia asta legată de ONG îți aduce și un câștig suplimentar? Câștig nu. Sunt practic ce? Vin copii? Vin copii... Destui dintre ei plătesc părinții? Nu. Nu. La mine de la... La 15 ani, 16 ani, când deja sunt maturi, deja nu mai plătesc copiii la mine. Nu mai plătesc. Deci până atunci. Da, da. Deci tot ce înseamnă de la 15 ani în sus... Și acolo faci rost de niște bani, da? Cu care îți plătești la rândul tău antrenorii, îți plătești toate dangaralele, da? Avem, da, niște sponsori care sunt în spatele Academiei și ne ajută. Deci nu e... Deci nu duci lipsă. Nu, pentru că sunt oameni de... De calitate și în Prahova trebuie să știi să... Trebuie să vorbești cu ei. Da. Și mai mult decât atât trebuie să fii cunoscut, să te faci plăcut în fața lor și așa mai departe. Eu sunt o persoană plăcută. Eu și dacă mă cer cu tine acum, eu mă împac a doua zi, cred eu. Spune-mi, te rog, cum mai funcționează relația? Știu că aveai o relație specială cu copiii de la Concordia, de la casa aceea. În continuare, o mai ai? Da, Casa Armate și Concordia. Sunt două societăți separate, tot de ajutorarea copiilor. Uh-huh. Avem colaborare cu ei, în continuare vin. Cum vin? Îi aduci? Vin nu, ei? Nu, sunt e? Aproape de noi. Sunt Concordia chiar lângă noi. Pe eroilor, la 20 de metri de noi sunt. Ah, da. Am înțeles. Cred că, eu am crezut că e vorba de cei... Pe și aia, dar și nu, da, de acolo sunt mai mici acolo. Îi țin, practic, sunt cazați acolo. Aici sunt cei mai mari. Aici, lângă... Care, practic, vin când e antrenamentul? Da, avem o înțelegere cu doamna directoare. Au un program de antrenament unde știu că o să iasă din internat. Centru, da. Da. Vin să antrenează, după antrenament se duc înapoi. Merg înapoi. Da, da. Copii cu minți? Da, foarte cu minți. Copii abandonați, copii lăsați de părinți, ce te aștepți? Decât la... Băi, Chiru, eu stau să mă gândesc la un lucru. Copiii ăștia, nu neapărat cei de la... Dar ăștia care vin așa către fotbal de plăcerea lor, din dragostea lor pentru fotbal. Bă, parcă din ăștia ies fotbaliștii. Păi... Eu stau să mă gândesc acum că și înainte... Eu zic chiar și înainte de Ion Marin, când a venit la Petrolul și când veneau foarte mulți din județ la echipa Faniona Prahovei, bă, nu prea veneau de ăștia care să cu fițe și care să-i aducă părinții la fotbal. Cum e acum? Păi le dau exemplu la copiii mei, la cei care am în Academie și la, în general la echipa mare, unde am numai de la 17 ani, 16, 17, 18, 19, 20. Le spun, băi, eu când am început fotbalul, eu veneam sunt de la țară, de la Pușcaș. Eu veneam cu bicicleta, mergeam o oră cu bicicleta, veneam, antrenam la 11 ani și plecam înapoi cu bicicleta. I-am spus, eu nu mă ducea nimeni, că nu erau. Era o mașină dimineața la 6, una la 12 și una seara la 8. Că așa erau atunci ratele. Orarul, da. Da, cum erau ratele. Și zic eu, mi-am dorit să fac fotbal. Voi, în schimb, aveți posibilitate, aveți condiții foarte bune. Noi n-am avut nici condiții în perioada aia. Atunci, știți foarte bine, era o minge la 20 de copii și era un teren bai de capul lui. Da. Dar acum au condiții. Bine, teren bai de capul lui este și acum, nu neapărat la tine. Dar așa, în general, stăteam să mă uit cum se antrenează Petrolul, pe ce coclauri, no, este incredibil. Ei vin la mine, se antrenează. Știu. Da. Au condiții. Acum, probabil că o să creeze, dacă scapă anul ăsta și totul se rezolvă cu financiar, eu cred că o să facă și cei de la Clubul Petrolul. Așa zici tu? Păi, bine, așa sperăm. Acum cu... De ani de zile sperăm, Chiru. Da. Bine, tu știi foarte bine că ai mai fost invitat în emisiunea asta și am mai discutat pe tema asta. Suntem deoparte de... A fost și discuții, să faci academie, luăm teren, facem un teren, să am făcut poate, și numai ceva. Poate, vom face. Ții minte că era Tavi Grigore și a zis, exact. Domnule, facem... O academie. Da, veniți la dumneavoastră în emisiune exact. Și v-a zis, facem o academie, am strâns niște bani, am făcut colectare pe aici, pe în oraș. Dar bă, nimic, nu s-a mișcat absolut nimic. Nu...
Domn, deci eu am dat o variantă foarte bună la conducerea celor de la Petrolul. Și lui Marian și lui Claudiu i-am spus, intrați în parteneria cu mine și eu vă spun că eu mă ocup de chestiile astea. Pot să mă ocup de chestiile astea. Le-am propus ca să fiu un manager general pe Centrul de Copii și Juniori pentru Academie și ei au spus că să gândesc. Că vedem ce. Să gândesc că ai și un termen? Nu, adică e vorba de, cincinal sau sunt preocupați deceniu? Acum de echipa mare și înțeleg pe chestia asta. Am înțeles. Pentru că e greu. Vedeți că e greu din ce în ce. Spune-mi, te rog, te mândrești cu copiii pe care i-ai la centru? Ai propus ceva către fotbalul la nivelul superior? Da. Am un jucător care se antrenează cu echipa Petrolul, cu BA. Nu știu, că ai fost la Mișa. Am fost la Alicești acolo. Un copil de 17 ani, un copil talentat. E cam îndrăgostit de minge. Nu prea-i dă drum. Da. Probabil că dacă e educat și într-o echipă de seniori, probabil că o dă drum și la minge. Dar are calitate bună. Ai amintit la un moment dat, acum câteva minute, despre un parteneriat ai cu Africa? Da, avem federația din Sierra Leone cu președintele în special, a venit, a văzut condițiile, cu el discut mai mult și chiar un parteneriat, orice jucător talentat care prinde la echipa națională ți-l orientează? Da, mi-l orientează pentru că a văzut condițiile, a văzut tot ce se întâmplă aici la copii, le place și le dă referințe chiar foarte bune președintelui, pentru că copiii au fost înainte în Germania. Și sunt mai bucuroși și mai fericiți aici. De ce? Vor fi mici mai buni aici? Nu, că nu le dăm mici. Le place atmosfera, le place... Pentru că a zis lumea, lumea mai rece acolo. Luăm mâncarea la casorelă, suntem izolați. Aici... E altceva. E deschidere mai mare, copii... O prietenie, da, o altfel. Da, da. Se simt altfel. Da, și dar de unde până unde ai tu lipiciul ăsta? Uite, de exemplu, la președinte din Sierra Leone. Păi, eu am fost plecat. Am fost de câteva ori plecat până în Africa, am urmărit câțiva... Și de acolo ne-am prietenit. Da. Și e genul de om care ai spus, a venit, a văzut, i-a plăcut și ați încheiat un parteneriat. Adică șeful centrului... Genul cum e Mihai Stoichiță, da? Președintele Da, la nivel de Republică. Da, au venit, au văzut, condițiile au stat aici 3 zile, da? Le-au plăcut și a zis, da, noi cu dumneavoastră facem un parteneriat, mi-au spus, da. Și am bătut palma. Cât se întinde parteneriatul ăsta? Păi, inițial am făcut-o pe 3 ani de zile, cu opțiune de prelungire și sperăm să... Și cât ai acum, în momentul de față? Am 3. 3 fotbaliști? Da, în seara. Mari, mici? 17 ani toți. Bun. Da. Și îi folosești tu la echipa mare? Da, joacă la echipa mare la mine. Toți 3? Da. Momentan acum unul e plecat să-și ia viza, pentru că a venit pe viză Schengen și noi am depus actele ca să... Ceilalți doi au permis de ședere, permis de muncă. De muncă. Da? Că astea sunt legile noastre. Da. Iar al treilea urmează să sosească săptămâna viitoare. Deci cine îi plătește pe Schengen? Păi am făcut cazare, avem parteneria cu o firmă de catering, deci... Ok, să culcă gratis, mănâncă gratis. Mai departe, banii au? Iau și niște bănuți, primesc de la președintele... De la statul lor, de da, acolo? Da, da. Niște bănuți? Da, primesc ei pe card automat. Dar cum, sunt săraci așa ca și... persoane? Sunt foarte săraci. Adică foarte eu am văzut săraci. Condițiile acolo, sunt în... La noi să ne bucurăm că trăim... Că trăim unde trăim, da, da. Lângă cei acolo. Da. Eu am fost și în Madagascar, că vă țineți minte când am fost la emisiunea aia, Ultimul Trip, și am văzut ce se întâmplă și cum trăiesc oamenii de acolo. Ți-a sclipit atunci? Ți-au sclipit ochii în momentul ăla? Păi n-au ce. Ei nu merg la școală, ce fac toată ziua? Se joacă cu mingea, da? Bat mingea, da? Și vezi o grămadă de copii talentați, dar... La fel. Cine să-i aducă, cine să ia, adică e trebuie... problema cu asta, e problema cu adusul lor și implementarea în țară. Pentru că necesită foarte multe documente și sunt foarte mari costurile. De exemplu, eu plătesc la un jucător în afară de... cred că ajunge la 15 milioane cartea de muncă care eu plătesc. Deci 300 de euro. Da, plus că sunt 3, plus... Deci ai făcut 1000. Da, plus că e cazare, plus masă, plus... Să ridică. Da, și lumea nu să agită așa de mult. Cu toate că, părerea mea,
Și eu sunt contrariat pentru că noi avem mult mai talentați probabil copiii, dar nu mai sunt orientați către fotbal, pentru că la noi... Cine se orientează? Dar nici părinții, nici... Păi și părinții vin și fac presiune să joace. Nu știi? Da, e o problemă și asta. Aici păi... da. Aici e o problemă mare. Păi și atunci? Da. Aici dacă nu joci, vine Doamne, că nu joc, că îți dau taxă, îți fac, îți drept. Exact. Da, exact. E o problemă mare aici la noi în România pe tema asta. Bun, spune-mi, te rog, și să închidem subiectul, pentru că nu de asta ne-am întâlnit. Spune-mi, te rog, crește unul. Crește unul și cum îți faci? Să vinde? Să vinde, da. Tu îl vinzi? Eu cu președintele. Avem un parteneriat pe 50-50% pe jucător. Da, avem un contract stipulat în momentul în care Petrolul vrea să leapă jucătorul nostru, da? Dar spune, domnule, e grea de formare, da? Că e internațională și e grea, cred că e vreo sumă mai mare, plus procente care le lăsăm. Asta e discuția, până să jucătorul ajunge la maturitate. Ne păstrăm tot timpul procente. Și tu vezi în momentul de față și posibilitatea de a vinde așa ceva? Da. Adică ar urma, e un business în creștere, da? Păi, cam da. Pentru că la noi nu mai... Spuneți-mi și mie la centru, la noi, la Petrolul. Așa. Cât joacă la echipa mare? Mai joacă, dar nu mulți. Nu. Câți? Câți? Păi spuneți-mi. Acum nu mai joacă niciun. Păi noi avem un jucător... Dar sunt proveniți din centru. Păi eu vă spun, degeaba sunt proveniți din centru. Dacă Rădulescu joacă la Buzău, la Liga 2. Dat acolo să joace, că trebuia să joace. Păi bine că joacă. Și de ce nu joacă la Petrolul? Pentru că nu a avut loc. De ce nu a avut loc? Nu știu. Pentru că a fost altul mai bun în locul lui. Așa au gândit ăștia, nu? Asta e ideea. Băi, Chirule, dar tu antrenor la Petrolul sau președinte sau cum da. Îl țineai? Da, și băgam. Fără să fie frică. Fără să fie frică. Eu cum am promovat eu la 17 ani la Petrolul? Jucam fundaș drept. M-a luat și m-a pus la Liga 1. Direct la Liga 1. Deci nu... De la 17 ani a zis, domnule, țin minte meciul la Craiova, zic, debut. Bine, mă, era mai bun decât Dua? Cine? Păi da. Ei de fundaș dreapta vorbeai. Păi nu, eu vorbeam de mine. A, tu vorbeai de tine, am înțeles. Rădulescu joacă în bandă. În bandă, da. De ce la Buză joacă bine și poate să joace și de goluri? Pentru că acolo nu este așa cum e la Petrolul. În primul rând că este un eșalon inferior, în primul rând. Nu contează. Nu contează, da? Nu contează. Părerea mea că orice jucător îl promovezi și dai încredere, eu cred că poate să joace. Adică jucătorii talentați care sunt la noi. Dar tu ai avut posibilitatea să faci o discuție pe tema asta cu președintele clubului. Dar nu permit eu să nu. De ce, mă? Nu puteți vorbi la un bar cu apă? Probabil că mai discuți. Nu mai ia pe mine seamă. Ei au... Da, atunci cu Pârvă, cu Florin. Am vorbit cu Florin. Florin... Îmbrățișa chestia asta? El îmbrățișa. El chiar avea... Ați văzut că în lotul Petrolului sunt mulți tineri. Exact. Da, el îmbrățișează, dar presiunea rezultatelor... Nu-l ține, nu, ca să zic așa. Exact. Adică îi trebuie acum. Astăzi. Așa e la Petrolul, azi. Astăzi, da. Că și dacă joci cu aia, ce faci, mă, mi-i bași pe... Lumea nu înțelege în tribun, lumea nu înțelege. Cine să înțeleagă? Pentru că noi avem niște scriitori impecabili da. Pe Facebook. Da. Mamă, deci lumea e rea și chiar... Mă uit acum, nu știu că s-au văzut câte bilete s-au vândut pentru meciul de astăzi. Bă, ieri erau, de exemplu, puține. La modul sub 500. Da, cam așa, 300 și eu, am văzut și eu. Adică mi se pare... Păi tu vrei să susții o echipă? Ăsta, o echipă Fanion, o echipă cu brand. Când trebuia să pice stadionul, acum, în momentul de față, trebuia să pice stadionul. Nu au bani, să o bate de bani. Hai mă să ajutăm noi, să vedem. Păi ce mă, pe 20 de lei, pe jumătate pachet de țigări sau ce era acolo, pe 2 lumea bani. Critică și, domne, că nu avem echipă, că de-aia nu mai vine. Păi veniți, mă, ajutați voi, susțineți echipa, mă. Că până la urmă, iar ne ducem la Liga 4 și ce facem? Iar ne bucură că să stea la Liga 4 și venim... Păi a fost mai multă lume la Liga 4, că n-am jucat eu. Eu vă spun sincer, eu chiar când... Atunci era foamea aia, că n-aveam echipă. Aoleu, hai să crească echipa. Asta e bucuria. Unde te duci să te uiți? Da. În loc să mă gândesc că la anul joc tot în Superliga, că iar întâlnesc echipe de... Asta e problema. N-avem cultura asta în tribună pentru fotbal. Care mai e situația juridică a clubului tău de acolo? Că știu că ai avut probleme, erau probleme. Atunci. Am rezolvat. Totul e ok. Ce, ești patron, să zic așa? Sunt patron. Am văzut că ai început să
Da. Investești, ai început să faci, să îți dai drumul la... Am făcut un teren sintetic în spate, am făcut, cum am spus, camere pentru copii. Camere. Da, încercăm acum să vedem, să luăm autorizație pentru... Vreau să fac o tribună, lateralul la unde nu aveam tribună. E necesar pentru un stadion să ai o tribună, pentru că vine lumea, stă în picioare și chiar... Și mai vine lumea, vine lumea. Păi vineri avem meci, avem derby cu Văleniu. Oh. Da, un meci frumos. Care ar trebui să fie... La ce oră aveți meci? La ora 3. La 3. O să vină lumea. Văleniu cu echipă, numai cu jucători cu experiență, numai cu jucători de la 30 de ani, 28-30. La noi numai copii. O să vedeți copii talentați. Da, e moartea ta, ca să zic așa, să bași copii să joci. Păi, ideea care e? Nu am finanțe să merg la Liga 3-a, da? Rămân aici, în Liga 4-a, cu echipe bune, că sunt 5-6 echipe de top, părerea mea, care poate să joace la Liga 3-a, echipele astea, gen Băicoi, gen Vălen, gen Scăieni, da, cine mai e, Cornu. Cornu, da. Da, sunt echipe, Drăgăneștiul, la fel și-a făcut echipă acolo cu un primar foarte, foarte... Care îi place fotbal. Da, îi place fotbal și deștept, chiar îl apreciez pentru că s-a impus și a făcut echipă de fotbal acolo. Ușor, ușor facem pasul către echipa Fanion, către Petrolul, dar nu înainte de a ruga colegii din regie să-mi prezinte spotul publicitar. Revenim după acest spot publicitar și îl întreb pe Chiru și mi se pare normal să fac lucrul acesta. Te văd în fiecare săptămână la meciurile Petrolului, fie că Petrolul joacă pe Ilioană, fie că joacă în deplasare. Spune-mi, te rog, rămâne Petrolul totuși marea ta dragoste? 100% rămâne marea mea dragoste. Pentru că aici am promovat, aici am jucat de copil. Aici am jucat, practic, la echipa mare aproape 7 ani de zile. Da? Aici am câștigat prima cupă, prima bucurie a mea și asta nu o să o uit niciodată. După care de la Petrolul am plecat în fotbalul mare. Da? Eu zice foarte mare. Da. Am plecat, am avut o ascensiune foarte bine, pentru că am fost un țărănuș de ăsta care i-a plăcut să muncească și lumea a apreciat unde am fost. Pentru că să pleci de aici, pleci la Craiova, am stat 6 luni la Craiova, m-a luat Lucescu la Rapid, de la Rapid, a stat 4 ani de zile, am plecat la Șachtior, de la Șachtior la Zenit. Nu e ușor pentru... Și am jucat, unde am fost eu am jucat. Deci nu m-am dus să stau... Eu, de exemplu, vă dau un exemplu, eram la Zenit, jucam titular meci de meci, unii de jucători erau pe la Spartak Moscova, nu vreau să dau nume, nu juca, și erau convocat de echipa națională. Eu nu eram. Ei, ca să vezi. Erau alte timpuri. Erau cum să lucra înainte. Dar eu vă spun, unde la ce echipă am fost, eu am jucat. Deci nu m-am dus să... Ce punct foarte îți apreciezi tu că aveai? Ambiția. Am avut mare ambiție. Erai pe ambiție, condiția fizică. Și condiția fizică. Da. Că la acolo munceai o leacă. Da. Munceam foarte mult. Rămâneam după, făceam... La Petrolul când am debutat, eu acum nu știu, că eu nu mai văd de la echipa mare, la Petrolul. Rămâneam după antrenament, mă ținea domnul Iedi Iuhas încă vreo 30 de minute, îmi lua 10 mingi, dădea pas în adâncime, du-te și centrează. Du-te și centrează. Cred că făceam... Te-a alergat ca pă. Da. M-am învățat ca să centrez. Da. Ca Ion Marin. Ion Marin era cu alergarea. Când m-am dus la ruși, eram primul la alergare. Și asta venea strict pe relația Ion Marin. Exact. Când plecam cu Ion Marin în cantonament, să știa. Era moartea căprioare. A zis cine nu aleargă, era... Și mi-a plăcut să aleargă. Asta a fost... Am avut ambiție. Ambiția m-a caracterizat pe mine. Știu că am atins subiectul ăsta acum câteva minute. Știu că de multe ori
lupii să pregătesc la baza ta, acolo la, lângă sala Olimpia. Spune-mi, Sepp și plătește pentru treaba asta? Că vine acolo? Sunt lupii noștri, cum să plătim. Și nu le... Nu, deci sunt băieții noștri. Dar ți se pare normal să plătească pe Ilie Oana? Ca idee așa, că tot lupii noștri sunt. Trebuie făcut un parteneriat de la început. Problema că e o... juridică e o problemă și pentru primărie. Adică? Păi, el e un ONG, da? Așa. Și primăria e statul. Sunt contracte diferite acolo. Adică dacă ei făceau parteneriat, părerea mea, cum sunt și la alte echipe, cum e la Pitești, cum e la... adică parteneriat sau public-privat, eu cred că puteau să-i lase gratuit acolo. Și am înțeles că au o chirie mică, nu au o chirie mare. Au. La, și pe vestiare și pe... Păi vrei să spun eu cât au? Aproape 200 de mii pe lună. Cu totul. Da? 200 de mii. Da. Aceștia sunt banii. Adică... E mult. Nu mult. Foarte mi se pare imens. Da, e foarte. Pentru că echipa Fanion, echipa orașului, până la urmă. Păi și atunci? Problema e, te-a pus de la început când s-a făcut ONG-ul. Păi ce să facă? Trebuia să nu fie ONG Petrolul? Ce trebuia să fie? O societate pe acțiuni sau ce? Nu pe acțiuni. Gen, cei care au înființat echipa, da? Așa. După ce s-a ajuns la Liga 1, așa? Mergeau la primărie frumos, domnule, suntem echipa Fanion, facem într-o colaborare împreună. Adică lăsați-ne stadionul gratuit pentru că e echipa orașului. Uh-huh. Eu așa cred. Dar ce până trebuia să spună cineva treaba asta, nu să subînțelegea acest lucru? Da, nu fii tu la mine, la primărie și tu, Petrolule, care îmi duci atâta. Eu spun că e faimă. Când se vorbește despre Petrolul Ploiești, zice Petrolul Ploiești, nu zice Petrolul Ceptura. Știți care e problema? Toată lumea în Consiliul Local zice Petrolul, iubesc Petrolul, dar nimeni nu ia o atitudine. Asta e problema. Că eu am văzut, am urmărit acum ședințele alea care s-au dus cei de la băieții de la Petrolul să ceară bani, da? Uh-huh. Da, domne, ajutăm, facem, dregem, dar e greu să ajute în situația care, cu legislația care... Dar cum e ușor Chitu? Ușor e când se termină campionatul, să pună la masă, să spună, bă, frate, trebuie să dați bani la echipă. Că, nu știu, în Consiliul Local, în Consiliul Județean, faceți rost de bani, că voi sunteți autoritatea care, imaginea voastră, sigla, cu e sigla? Tot a lor. A primăriei. Da. Păi dacă eu joc cu sigla ta, mă, tu nu mă ajuți pe mine? Asta trebuie făcută, chestia asta. Ei trebuie să ajute, să găsească că nu. Trebuie să găsească, până la urmă, o formulă. Pentru că domn primar lui Volo îi place fotbalul și ții minte eu când am jucat la Liga 3, Liga 2, era implicat domnul Volo, chiar a ajutat și datorită lui Vivi chiar a și promovat echipa. Da? Eu cred că el, dacă se impune mai mult și are puțin mai mult tupeu să impună în fața consiliului, eu cred că echipa poate fi ajutată. Crezi că este și strâns cu ușa sau crezi că e o chestie de ambiție? Crezi că vrea să promoveze pe cineva anume? Nu. De pe lângă el, să intre în structura, în acționariatul clubului? Nu cred. Nu, a avut Vivi atunci, într-adevăr. Eu cred că când au fost Petrolul, erau chiar într-un colaps, când era până la să-l aducă pe Naie. Până să vină Naie. Da. Naie și cu copilul. Da, Naie și cu Marian. Păi copilul a venit după. Ulterior, da. Dar înainte erau numai antrenori din alte județe, antrenori care abar nu aveau ce înseamnă istoria Petrolului. Și aici dau dreptate lui Volo. Putea să... sau și lui Vivi. Până la urmă că și el era... istorie și el la Petrolul. Înseamnă ceva, un brand pentru Petrolul și Vivi. Putea să-l pună. Pentru că avea pârghii necesare și putea să ajute echipa mult mai mult. Păi și cine n-a vrut? Păi membrii fondatori, care ei au decis în perioada aia. Că s-au fost discuții, ce am înțeles. N-au fost discuții, au fost prezentate. Da. Eu te întreb ce știi tu. Eu asta știu. Ce știu eu. Eu știu că discuțiile au fost, nu îl vrem pe Vivi. Că nu îl vrem pe Vivi. Da. În momentul în care tu, membrii fondatori, spui că nu vrei... Apropo de antrenori și de prahoveni și de... Cum apreciezi tu despărțirea asta de Florin? Era plânuită mai de mult, părerea mea. Așa. Adică... Păi a fost în primul rând în iarnă, ce mai când s-a spus în prima pleci și când s-a întors Calimera. S-a întors, că au venit suporterii și au... Așa. Au venit, au spus lui Marian. Așa. L-au adus înapoi, dar nu era de lungă durată. Eu mi-am dat seama că în momentul când tu te dau afară și te întorc suporterii... Păi tu, uite, tu ești pârvu, tu te întorceai? Eu nu, eu am alt caracter. Eu sunt mai așa, direct eu. Eu și dar el de ce a venit, mă? El a mirosit, nu a mirosit că face treabă? Că poate face treabă?
Păi și făcuse la un moment dat și chiar a făcut. Eram până să înceapă dezastrul ăla cu 4 etape să luăm bătaie, era chiar acolo să prindă play-off-ul, dacă ține da, minte. Da, da. Ăsta e fotbalul. Păi ăsta e fotbalul, dar... Dar părerea mea, eu zic, dacă tu n-ai antrenor și mai sunt, câte sunt, 9 etape în play-out... Ține-l, mă! Ține-l, mă, că știe formula de sau echipă. Sau ține-l până când îl aduci pe altul, măcar. Păi... Zic și eu. La situația asta, eu nu știu care poate să vină în situația asta la Petrolul, care e... Petrolul are o echipă bună, e părerea echipă mea. Echipă bună, dar mă refer financiar. Financiar? Asta e problema, singura problemă. Eu ca antrenor, acum, de exemplu, și Mudică, de ce crezi că... A declinat. De ce a declinat? Că e scump. O, că e scump, că până la urmă vine, dar se uită acolo, că vede că nu sunt banii la zi. Ce zice, că bifează... Păi și problema e, eu te întreb pe tine, tu dacă vii în fața mea, eu sunt jucător și tu ești antrenor, vii în fața mea și îmi spui, domne, trebuie să facem asta, să... Și eu mă uit la tine și zic, dă-mă și mie banii, că de 3 luni zile n-am la bani. Păi ce gloanțe. Păi de ce mă ceri tu pe mine? Eu vreau să fac treaba, dacă nu pot, îmi plânge copilul acasă. Sau ăla care stă afară, care e Robiso sau Jair sau... Și trebuie să trimeată banii acasă. El are familie, dar ăștia sunt jucătorii, că așa se întâmplă. Când nu-ți primești banii, mai lași, nu mai apeși pe acțiunea. Păi bine, și atunci cum vezi meciul de diseară? Foarte greu. Mai ales că sunt patru, am înțeles că nu joacă patru jucători, foarte greu. E Bart, Huja, Gicu Grozav, cine mai, Dio Mandee, cine mai, nu? E foarte greu meciul de seară. Foarte greu. Dar sperăm, eu sper să Petrolul să câștige, dar e greu, pentru că și Craiova e într-o situație foarte dificilă, are un atac foarte bun Craiova. Se poate asemăna meciul ăsta cu partida cu cealaltă Craiova? În care ne-a dat cu terenul practic în cap când noi vroiam mai mult victoria decât orice? Nu, e altfel. Play-off ăsta e altfel de campionat. Ăsta e mai la disperare, da? Da, e mai disperare. Pentru că Craiova luăm așa pe programul de cum sunt, sau 16 puncte, da? Da. Petrolul la 18. Da. Craiova dacă ia bătaie deja... Te-a sărit. Da. Deci e important Petrolul să câștige astăzi. Cum comentez că tocmai în ziua în care Petrolul s-a despărțit de Florin Pârvu, ăsta și-a găsit altă echipă, la voluntari? Eu cred că în momentul în care el a fost atunci tot așa demis, eu cred că el a mai avut varianta asta. Aha. El, practic, adică încă din iarnă, să zic iarnă, așa. 100% a avut varianta asta, așa cred. Iar pentru tu, că... dacă zici... Ai zis că tu ești altfel, tu ai fi acceptat de atunci varianta voluntari? Da. Eu în momentul când m-am demis, eu acceptam varianta voluntari. Și gata. S-a terminat cu discuțiile. Nu mai eram blamat aici. Da, mă, mi-a făcut treaba. Sunteți pe loc aproape să prindeți play-off-ul. Mă duc pe drumul meu, dacă nu mai mă doriți. Bă, Petrolul în momentul de față este la un fel de cotitură. Nu e chiar la cotitură, că are destule puncte până la urmă și până la urmă. Dar e la un fel de cotitură așa. Dacă, de exemplu, Florin Pârvu salvează de la retrogradare voluntarul, probabil că va fi Dumnezeu acolo. Adică cred că va avea contractul prelungit sine die pentru un an de zile. Minim pentru un an de zile. 100%. În cazul în care nu va reuși să facă asta, n-ai ce să-i reproșezi. Că s-a dus practic pentru 7 meciuri, 8 meciuri. Da. Pe de-o parte. El a luat o echipă condamnată la retrogradare. De ce s-au tot anunțat antrenori aici la Petrolul? Ba că vine ăla, ba că vine ăla, ba că vine Șumudică, ba că vine Neagoie, ba că vine... Păi probabil că s-au discutat cu ei. Așa? Și probabil că nu... Că nu ce? Nu s-au tot înțeles. La bani? Păi da, da, ce? Nu, de, totul pleacă... Eu dacă stau antrenor acum și eu vă spun, dacă aș fi antrenor acum și ar vrea să vin la Petrolul, așa? Eu întreb situația financiară prima oară. Păi situația financiară o știe toată țara. Și atunci dacă eu... Ce să fac la Petrolul? Păi să-ți iei banii după ce salvezi echipa, că a mai fost cazul ăsta. Și dacă nu salvezi? Pe cum adică să nu salvezi? Cine a retrogradat echipa? Acum echipa e pe loc bun, da? Eu zic că echipa nu retrogradează, așa zic eu. Pentru păi vine, frate, și muncește și scoate echipa de acolo. E într-o situație dificilă. În momentul când nu ai bani din situație... Exact, eram, țin minte, eram la UTA și l-a dat afară pe Lăcătuș și l-a dus pe Marin Barbu. A venit Nea Marin, noi ne-am plătit aproape de 6 luni de zile la UTA, că plecase, se certase patronul între ei, venise Nea Marin, Nea Marin cum e așa micuț, așa pe birou, picioare pe birou, așa, băi, băi, ce faceți voi aici, bă, faceți ce vreți voi pe aici, așa, ia,
la Utan Vestiar era Miu, Mara, Giussi Balint, Tudor, Portaru, eu, cine mai era, Sabin Ilie. Numai, deci era toată echipa numai de ăștia. Noi eram bine în clasament, dar nu primise mai de 6 luni de zile. Noi deja nu mai vrea să ne antrenăm și ne-am mai nevoie tare. Și tot ne mai zicea niște cuvinte urâte, ne mai alea și acum am eu, uite așa, fierbea lângă mine, mamă, nu mai pot ce zice asta. S-a ridicat mie un picioare și a zis, bre, dacă mai vrei să rupi cu noi, dacă nu, acum bag una, te-a rupt sub scaunul ăla, i-a zis. Dacă nu ne respecti și vorbești urât cu așa cu noi, te bag sus ca mă. Și ne-a mai dat picioare jos. Am glumit, băieți, cu voi, am zis. Bravo. Am glumit și eu. Bravo, voi. Bravo. Da, frumos, ne-a mai dat. Avea vrăjeala. A ținut-o da. Frumos pe n-am linia lui. Și cu voi. Am zis și eu că e tu mai tare, dar am glumit. Astea-s glume. Ne-a că... Marin. Da. Spune-mi, te rog, ce lipsește Petrolului în afara banilor în momentul de față? Ce lipsește? Șansa asta. Pentru că n-a avut șansă. Uitați-vă ultimele meciuri, numai golul minutul 93, golul minutul 9, CFR-ul gol, da? Sepsi gol, la UTA gol, UTA care putea, ok, e prins dezbrăcat, puteai să-i bați acolo, da? Unde a mai jucat, iar unde a pierdut puncte, cu Craiova la fel. Deci în afara asta îi mai lipsește și șansa. Da. Nu crezi că, așa cum știi și tu că și la fotbal, nu știi că la un moment dat șansa asta se întoarce. Se poate întoarce. Da, 100%. Așa e la... Azi poți să ai șansa, astăzi poți să stai... Exact, să stai la cutie, da, și să scapi un contraatac pe ceva și domnul Radu Petrescu, care apropo, iar Radu Petrescu, aici la Ploiești, să-ți valideze un gol. Da, e adică... posibil orice. Da, asta n-a avut șansă, pentru că echipa ei nu e echipă rea, să știți că am văzut și e greu să o bați pe Petrolul. Dacă are formă. Se închide bine, sigur. Și au un jucător, acum a adus sârbul ăsta sau ce e. Uh-huh. Da, e ok. Sunt eu, e Robisto care s-a întors și el e ok. Avem atacanți, avem... Problema e că trebuie șansă. Asta văd o șansă. Șansa. Crezi că în momentul de față există premise ca ploieștenii să teamă de retrogradare? Cam da. Eu așa o văd. Doamne ferește, Doamne ferește și bat în lemn. Dacă nu câștigi astăzi, te duci la Dinamo. Da? Și bați pe Dinamo. Punem rău în față. Ai două etape. Păi ce facem? Numai rău punem păi în față? Păi nu, noi punem rău. Pentru că în momentul când ești acolo, știi cu ce se întâmplă. Să nu, Doamne ferește, nu vreau să mă gândesc. Neapărat trebuie azi meciul câștigat astăzi. Două meciuri, dacă primele două etape încep prost de tot... Prost te duci. Te duci prost, pentru că toată lumea vine chitită pe tine. Tu ai categorie de antrenor? Nu. Chiar nu vreau. Dar era interesant să fie avut. Poate erai tu antrenorul Petrolului. Nu mă interesează să fiu antrenor. Știi să faci o echipă? Eu antrenez și eu. Păi de asta zic, știi să faci echipa Petrolului acum? Eu da. O vezi? Echipa Petrolului acum, da. Situația cu jucătorii accidentați acum? O văd și acum. O știi, așa, o văd așa, o miroși. Da. Da. Ce trebuie să facă Petrolul din seară? Să apere sau să atace? Părerea mea trebuie să apere, pentru că momentan, la ora actuală, acum așa, cu lipsurile care sunt în echipă, e greu să ataci în formula asta care... Deci tu crezi mai degrabă că și X-ul e bun? Orice punct e bun, ții pe care eu, acolo, sub tine. X-ul e bun. Deci X-ul e bun? Da. Stimați respectători, cred că ascultați. Dumneavoastră o să vedeți emisiunea aceasta după ce se va fi terminat această partidă și probabil că o să zâmbiți sau o să ridicați degetul și o să îi dați dreptate lui Chiru. Eu declar acum în emisiune că Petrolul va avea în sfârșit șansa pe care n-a avut-o până acum și diseară ne vom bucura de toate punctele. Asta este părerea mea. Să se mai întâmple și de-astea. Adică și nefăcute de-astea. Păi asta v-am spus. Șansa face... Parte integrantă din meci. Spune-mi, te rog, să mai interesează de tine rușii? Ucrainienii? Nu. Ucraina ai mai fost pe acolo? În Rusia vorbesc, dar am mai vorbit în Rusia. Am un coleg care tot mai sunt și mai vorbesc. Uh-huh. Dar e greu să mai...
Să mai țipă. Când ai fost ultima dată? În Ucraina, de exemplu. În Ucraina n-am fost de mult. În Rusia am fost. Când am jucat în pandemie, când am jucat Zenit cu Chelsea atunci. Ce frumusețe! Da, am fost. Ne dă invitații când am jucat la Champions League. Trimitea invitații la foști jucători. Uh-huh. Dacă dorim să mergem. Și am fost, chiar am fost atunci și... pe Gazprom Arena. Amintire frumoasă, da, nu? Da, frumos, pentru că toate, adică mi-au pus totul la dispoziție, au plătit biletele de avion. Ma. Da, mi-au luat viza imediat, că mi-a pus astăzi, mi-a dat invitația la ambasada aici, mi-a pus viza pe loc, nu a stat. După care m-au așteptat acolo, ne-am dus la hotel la ei, am fost cu un prieten, dar al meu din Ploiești, a rămas și el surprins, a zis, domnule, nu-mi vine să cred cât de mult te iubesc ăștia. Pentru că la aeroport, eu nemai jucând acolo de mult, el venise cu un bagaj mai mare, că a zis că dacă stăm 4 zile pe acolo, că sigur, așa. Sigur, a avut nevoie. Și a luat un bagaj mare. Eu aveam un bagaj mai mic și eu am trecut ușor, iar a zis, pune să-l punem acolo. Și ce, cine sunteți, ce faceți? Zic că sunt cu Daniel Criță, mergem la Zenit, jucătorul. Când a auzit ea, gata, vine, m-a venit poze, frumos, aia de acolo. Frumos. Da. A, deci, luat, cunoscut, da, a? Da, până la ne-a luat limuzină, ne-a dus la hotel. A doua zi ne-a jucat Young, ăștia, Young Youth. Da, a jucat Chelsea cu... N-am fost acolo, ne-am văzut, revăzut cu toți foști fotbaliști. A fost ceva frumos. Frumos. Da, amintirii. La Zenit, când am dus la stadion, la fel... Crainicu a anunțat pe stadion să jucători. Prezența voastră acolo. Da, aplaudat. Aplauda lumea. Da. E prezent spectator, nu? Da. Cât? 60.000. Mamă. Două vorbe despre Naționala Artiștilor. Dacă mai ai vreun program, dacă mai... Nu mai avem motea să jucăm. De când s-a închis Rusia, nu mai jucăm. Practic acolo era puterea unde mergeam noi la campionatul mondial, că făceau, organizau ei tot timpul. Cum trebuie. Da. Aveau bugete foarte mari și exact că cum se întâmplă la un campionat mondial, cu autocar, cu cazare, cu mâncare, cu terenul, cu arbitrii, cu tot. Dar de ce alții pot și noi nu putem? Păi facem și noi o chestie, să ne mândrim cu treaba asta. Uite, cum vorbești tu despre ei, de ce ar vorbi și alții despre noi? Dacă nu sunt fonduri, nu se interesează nimeni de sport. Zim și două vorbe și timpul alocat emisiunii deja este aproape de a se finaliza și despre echipa națională a României. O să te duci în Germania? Nu, mi-am luat la primul meci, am luat bilet. Uh-huh. Da, am luat bilet. Adică băiatul a aplicat și am găsit chiar atunci când am avut noroc, dar am găsit. Pe asta am vrut să zic, norocos. 35 de euro la bilet. Băftos, bun. Da, am găsit, da. Super preț. Da, super. Păi chiar când s-a pus atunci, stătea filmele, urmărea și... A urmărit și... Da, a luat. Da. Ce zici de naționala asta României? Păi toată lumea zicea ce a jucat România cu Elveția, ce a jucat România cu Israel. Ce zicea toată lumea? Noa, luăm bătă, e domne, ne spargă ăștia, ne... Și a spart românii, am fost și la meci, că am jucat când și cu Elveția și cu... Iar spart în două, ce sunt băi? Da, egal în Elveția, victoria aici cu ei. Da, hai să spunem că acolo victorie... a jucat... Da, că... Economicul și da. Că ai avut și noroc da, acolo. Da, norocul face poate în joc. Sigur că da. E, dar acasă când a jucat România, Elveția... Da, domnule, le-a dat cu terenul în cap, clar. Nu mai sunt la discuție. Ai luat locul întâi în grupă. Poți să mai spui acum că mai e o diferență între România și Elveția? Dar parcă nu ar mai fi nicio diferență pe lângă toate statele astea care sunt pe jurul tău. Exact. Vezi toate țările astea mici, așa zise, mici, cu macedonii, cu estonii, cu... Toate. Fotbalul s-a cam egalizat. S-au făcut toți profesioniști. Înainte te duceai și băteai pe aia de câte ori... 7-0, 6-0, 5-0, unde îi omorai. Da, și acum nu știu dacă îi mai bați. Da. Vreodată. Da. Pe pescarii, toată lumea mai ții minte, bucătarii, pescarii. Sculai la 5 dimineața și jucai cu ei fotbal și băteai. Și acum? Nu mai e. Nu mai niciodată. Nu mai sunt nici fotbaliști în România, cum era odată. Încă o dată revin. Nu mai sunt fotbaliști datorită statului și guvernului, pentru că nu s-a creat absolut nimic. Dar de ce, mă, ce au? E vreo boală pe fort, pe sport? Păi pe nu ce? Se mai creează nimic sport. Unde? Boxul a căzut în cap, gimnastica e în cap, fotbalul e în cap. Zi-mi un sport care bubuie. Spune și mie. Băi, ăla bubuie sportul ăla. Păi noi eram campion mondial, campion european la gimnastică tot timpul, da? La box nu mai zic. La ce mai avem cu fetele astea la caia ca noi și băieți? La handball la fel, bubuiam. E greu. E greu, stimații telespectatori, pentru că, iată, Chiru a făcut și semnul atât de cunoscut de noi toți. Știți că s-a referit la altceva, nu la bani, dar
până la urmă, iată că noi ne dăm singuri cu stângul în dreptul și reușim să facem ce n-am făcut de foarte multă vreme, adică să ne auto-lovim așa. Și stăm și plângem după aia și zicem, dar de ce ăia pot și noi nu putem? Păi da, Chiru, pentru că ăia pot, pentru că vor. Acum, Sepsi, de ce poate cei de la Sepsi pot? Am înțeles că acolo sunt foarte mulți bani de la statul maghiar. Păi și de unde revenim acum? De unde plecăm totuși? De la bani. De la stat, a? De la statul? La stat și de la bani. Da? Dacă statul nu se implică și nu face nimic, n-a dat o lege pentru legea sportului sau să facă ceva, a dat vreo lege statul să ajute sportul? Nu mai vreau să fac dizertație pe niciun fel de temă, pe așa, dar vezi că toată lumea care intră la Sepsi, la meci, da? Este de fapt lume care are abonament. Ei sunt super controlați, nu intră nimeni. Tu, Vasile, Gheorghe, dacă nu ai autoritate și nu ești invitat de clubul oaspete, cum ar veni să vii la meci, nu intri la meci, că nu ai de unde să-ți cumperi bilet. Foarte frumos în partea lor. Deci ei practic sunt urmăriți și paraurmăriți. Acolo nu o să vezi o petardă, o bubuială, o nimic. Un mesaj, un de-ala, nu există. Da, nu sunt problemele astea. Ba da, sunt și astea. Nu sunt astea. Pentru că e vorba de moralitate, Chiru. Și către asta ne ducem. În campionatul Germaniei, acum când a fost, a dat petarde. Așa. Da, dar n-a aruncat nimeni în teren. Nu, a dat petarde. A dat petarde. Da. Nu a aruncat în teren. Da, păi și atunci, despre ce vorbim? E tot vorba de educație? 100%. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimați telespectatori. Vreau să-i mulțumesc lui Chiru. Vreau să vă invit încă o dată să participați la evenimentul de pe Ilie Oană. La ce oră începe, Chiru? 13. La ora 13, exact, servici o supă. Și repede la Ilie Oană să-l vedeți pe Chiru, să-i vedeți pe invitații lui și să-i aplaudați cei 50 de ani pe care îi merită din plin. Eu îți mai mulțumesc încă o dată, îți urez la mulți ani în avans și de fiecare dată ești exact prezent. O să vin și eu la partidă, te aștept mereu în studio, unde ai locul tău, ăla e locul tău acolo. Vă mulțumesc încă o dată, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție Time Out. Seară bună!